Bună ziua! Al treilea înscris în cursa prezidențială, era să spun, a primarilor din Făgăraș, în cursa candidaților la primăria Făgăraș, este domnul Cristian Gheorghe Urs, căruia îi dorim bun venit, în primul rând, îi urăm bun venit. În studioul nostru, și în al doilea rând, îl invităm deocamdată să-și spună în câteva vorbe, doar în câteva vorbe, să-și explice hotărârea de a candida la această funcție în oraș. Având în vedere că de o bună bucată de vreme, și ne va spune Dumnealui, nu mai este direct locuitor al făgărașului, ci un vremelnic locuitor al capitalei. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O să încep cu răspunsul la întrebarea care dumneavoastră mi-ați adresat-o. Ce mă motivează pe mine să revin în făgăraș sunt. Hai să spun așa destul de abrupt lucrările care le-am observat că s-au întâmplat în ultima perioadă și ele sunt urmărite și implementate prost, de proastă calitate. Și asta vă spun ca inginer constructor. Sunt de 15 ani licențiat în inginerie civilă. Am lucrat în domeniu acești 15 ani. În prezent sunt manager de vânzări. Uh, sunt căsătorit și am doi copii. Motivația, vă dați seama, sufletește, sunt legat de orașul acesta, de orașul Făgăraș și, uh, deși pentru o perioadă de timp mi-am desfășurat activitatea în, în București, la sfârșit de săptămână mă întorceam la Făgăraș și observam așa de la săptămână la săptămână sau de la lună la lună, cum starea, starea de spirit, până la urmă, a făgărășanului se degradează. Și atunci, stând în, să zic așa, în, în tribuna politicii din, din Făgăraș, am, să, am meditat de-a lungul timpului, oare de la ce se trage această stare de spirit din ce în ce mai precară? Rezultatul sau așa primele semne pe care le-am și primele idei care mi-au venit au fost legate de modul în care se comunică de la cel mai înalt nivel în Făgăraș. Deși la fiecare, să zicem, apariție publică, administrația locală și, nu știu, la ședințele de Consiliu Local, se face apel la calm, la uh, înțelegere. Pe cealaltă parte, de fapt, se uh, înseminează, se germinează și mai departe, rezultatul vedem, ura și discordia. Lucrul acesta, vă dați seama că nu are cum să nu se transfere în rândul, hai să spunem, în primă fază în rândul oamenilor care actorilor politici locali și mai departe prin acești consilieri în cadrul urbei, în cadrul populației din Făgăraș. Nu-mi place această stare de spirit, nu-mi place ce se întâmplă în Făgăraș, este din punctul meu de vedere Uh, fiind făgărășan jet pe jet, născut în Făgăraș, grădinița făcută în Făgăraș, școala făcută în Făgăraș, liceu făcut în Făgăraș, uh, mi se pare o, hai să spun așa, o maltratare a unui oraș uh, din toate punctele de vedere. Uh, bun, maltratare este ultimul cuvânt. Cum... Uh... Dați-mi, în primul rând, trei idei de bază a campaniei noastre. Știu că aveți acel program smart, foarte smart gândit, dar el conține cinci termeni, dar trei idei care să contracareze această maltratare. Păi acum vă dați seama că orice, orice operație, ca ne referim acum, ne mutăm în zona asta de uh, spital uh, medicină. Orice operație reușită, prima dată, se începe cu niște analize. Analizele se fac, în primul rând, prin consultarea cetățeanului. Băi, sunteți mulțumiți, nu sunteți mulțumiți. Ce s-ar putea îmbunătăți? Asta e una. Uh, doi, al, doua, al doilea pas este verificarea, așa, în, în detaliu, a modului în care s-au implementat aceste proiecte și rezultatul implementării. Deci, practic, avem proiecte care sunt într-o continuă execuție și ce se execută se termină destul de greu și cu o grămadă de probleme. Am observat, spre exemplu, în centrul orașului și aici vreau să fac cumva referire și la experiența care o am în zona de, să zic, de montat pavele, de lucrări, de amenajare teritoriu, o perioadă de timp ca să fac un pic de, de lumină în zona aceasta, împreună cu familia mea am avut un business... Și îl mai am, este un business de, de familie unde ne-am ocupat cu montaj de pavele în curți. În, în general, ne-am adresat uh, proprietarilor persoane fizice și firme. Am, am avut o grămadă de lucrări în, în parcări și așa mai departe. Dar nu și cu primăria Făgăraș? Cu primăria Făgăraș am avut lucrări mai puține, cel puțin în, în ultima perioadă, zero. Deci nu nu am uh, uh, lucrat în uh, acest nou proiect de dezvoltare a făgărașului. Uh, iar la ce vreau să ajung? Am văzut detalii. Detaliile întotdeauna, știți, fac diferența. Detalii de montaj pavele, unde la uh, s-au îmbinat în zigzag. Inițial am crezut că ăsta e modelul. Acum să fim și nu cred că uh, niște pavele care Pot fi, nu știu, netezite, tăiate, așezate în diverse moduri, îmbinarea lor între diverse alei, între diverse joncțiuni între alei, să iasă atât de prost. Deci, asta vă spun ca detaliu absolut și n-aș vrea să mai cobor la, la nivelul acesta. Ideile mele pentru făgăraș, în primul rând, le-am cuprins în acel. În acel uh, proiect smart de pe, despre care discutam, unde uh, avem sănătate, mobilitate, atitudine, regenerare și transparență. La sănătate m-aș referi, în primul rând, la sănătatea orașului. Pentru că, în momentul de față, cu atât de multe lucrări începute și neterminate, uh, făgărașul este, uh, hai să nu zic, in dar este, ar, arată, spațiile verzi sunt uh, lipsesc sau sunt uh, deranjate de, de, lucrările încă în uh, desfășurare, dar uh, totodată uh, curățenia în oraș este precară, adică am terminat o lucrare într-un anumit loc, n-am strâns după mine uh, bordurile din uh, lăsate în urmă și uh, chiar uh, urmăresc un palet cu cu câteva borduri pe el de o jumătate de ani, stă într-o locație în, în zona sensului giratoriu și nu-l mișcă nimeni. Acel... Nu i-a venit rândul. Nu i-a venit rândul, de acord cu dumneavoastră. O să-i vină rândul, dar acel loc de parcare este ocupat de, de un palet cu borduri iar după cum este general cunoscut în Făgăraș, în momentul de față, Făgărașul are nevoie de cel puțin o mie de locuri de parcare în plus pentru a satisface nevoile actuale. Și acum că am ajuns la partea asta de sănătatea orașului, și m-aș referi și la sănătatea cetățeanului. În, în sănătatea cetățeanului, deși pare destul de, hai să spunem așa, neelogvent, Că sănătatea psihică a cetățeanului din făgăraș nu prea are valoare, din punctul meu de vedere, și e, cred că sunt în asentiment cu mulți din cei care ne urmăresc: deteriorarea sănătății corporale a unui individ, a unei persoane, începe cu deteriorarea sănătății psihice a unei persoane. Iar dacă aceasta este o perioadă lungă de timp, într-un într dezechilibru emoțional nu avem cum să avem o, o populație sănătoasă. E, pentru acest lucru trebuie eliminat eliminată discordia din interiorul comunității făgărășene. Și cum se face acest lucru? Deschidere către și comunicare către către făgărașeni, către oameni. Către cetățeni. Către cetățeni. E Mai departe, făgărașul are un spital să-i spunem municipal dotat hai să-i spunem la, la nivel de 2020 de secolul 21 însă am văzut în țara asta pe unde am umblat sunt orașe de talia Făgărașului care au avut curaj să depună proiecte prin PNRR sau prin alte surse de finanțare să transforme acel spital sau să facă unul nou. Pentru că ambițiile nu trebuie să fie doar să, nu știu, să zugrăvim sau să reparăm ceea ce avem. Ambițiile pentru a, a crea o calitate a vieții în interiorul unei comunități trebuie să fie un pic mai mari. Și aici cred că s-a pierdut timp. S-a pierdut timp în zona de sănătate publică, s-au pierdut, s-au cheltuit bani, nu zic chiar în neant, dar s-au cheltuit bani și rezultatul este destul de mic. Rămânând în zona banilor, în ultimul an cel puțin, colegii dumneavoastră liberali din Consiliul Local au fost în mod constant, să spunem, adversarii politici, în primul rând, dar adversari ai proiectelor venite spre aprobare în ședințele de Consiliu. Unul dintre motive, motivul permanent uh, invocat era faptul că uh, tot ceea ce se aprobă nu mai are timp sau mai bine zis ce pare că se finanțează, nu mai nu ajunge la, ca pentru a finaliza proiectul, ca sumă de bani. Uh, Noastră veți prelua dacă pe 9 iunie sunteți noul primar, veți prelua toate aceste, fiindcă până la urmă hotărârile s-au aprobat într-un final, nu mai intrăm în amănunte cum, deci avem multe proiecte în Făgăraș, începute și, după cum spuneam, contestate de colegii noastre liberali pentru faptul că nu se pot termina din lipsă de fonduri. Cum veți rezolva situația? Asta? Ba, e, colegii mei liberali au avut acces la cât s-a putut din, de mult din documentațiile și, e, hai să spunem așa, rapoartele financiare pe care le-a comunicat primăria Făgăraș e, conform e, legislației în vigoare însă la un moment dat au, a venit curtea de conturi și a verificat modul de implementare și în modul de implementare și stadiul de execuție bugetară a proiectelor. Iar din câte știu și aici ar putea, am putea fi probabil mai bine informați și cetățenii făgărașului, și de aici vă provoc și pe dumneavoastră, în momentul în care veți interveni la, să spunem așa, într-o conferință de presă, să întrebați mai multe detalii legate de execuția bugetară, însă, din ce știm noi, Curtea de conturi a tras atenția lipsa a 106 milioane lei din bugetul consolidat. E, Nu vreau să merg mai mult în, în partea aceasta de cum, cine, unde și care sunt proiectele cărora le lipsesc acești bani, însă Curtea de conturi cred că știe ce vorbește, sunt specialiști, nu am încredere în, în ceea ce au făcut acolo. Noi, ca și partid PNL Făgăraș, prin consilierii care avem în Consiliul local, întotdeauna am tras sau am tras niște semnale de alarmă referitoare la proiectele care de altfel sunt în curs de implementare, când bugetarea lor sau finalitatea lor. Nu va fi foarte rapidă pentru că lipsește exact bucata de final a, a, a bugetului, ceea ce îl face pe proiect să se oprească în execuție. Nu? Deci, da. la un moment dat, sau ce poți să faci, să apelezi la o instituție de credit care să te împrumute sau dacă găsești, nu știu, deschiderea unei autorități centrale să îți financeze acea bucată din, din buget și să le închizi. Eu m-ați întrebat cum, din, veți cum, gestiona cum vom situația. gestiona. Acum aș trece un pic pe, să zic așa, în zona destinului. Dacă destinul făgărașului se va alipit cu destinul meu, ă, asta doar Dumnezeu poate ști în momentul de față și alegătorii, și alegătorii ă, va trebui să înduc această cruce. Nu va fi ușoară, pentru că, cu siguranță, ceea ce se va descoperi după această administrație va fi ceva neplăcut. Dar, vreau să asigur pe făgărășeni că sunt dispus, am răbdarea, sunt tânăr, am energie să intru, să le descurc atât cât am expertiza necesară să, și să le închei și așa cum am angajat și uh, la început, acea stare emoțională precară să, să se risipe din, uh, din interiorul comunității. Uh sunt curios de fiecare dată la o discuție cu un posibil viitor administrator al orașului, primar sau ce o fi el, care ar, cum vede, cum vedeți dumneavoastră în momentul acesta destinul, că vorbează de destin, destinul turistic al orașului Făgăraș. Fiindcă în momentul ăsta orașul Făgăraș nu putem spune că e un oraș de interes turistic, Uh, poate un interes local, datorită cetății, care într-adevăr e, e, e o atracție, dar în afară de cetate, paradoxul plutește. Intrăm într-un oraș care pare a avea 50 de ani vechime, cu blocurile acelea uh, dezolante. Uh, asta nu e vina actualilor, ci a celor care au gândit orașul cu 50-60 de ani. Au dărâmat probabil ce era frumos la, în zonele centrale și au răsărit blocuri. Deci, cum vedeți, o punere, nu o repunere, o punere pe harta turistică a orașului Făgăraș, nu a împrejurimilor, ci efectiv a orașului? Ma, aș, ar avea două componente. Aș pune cumva la un loc ideea, să zic personală cu ceea ce se și potrivește în momentul de față în societate. Vedem, ne ducem în diverse locuri prin lume și vedem orașe care din oraș mai uh, spunem așa un oraș cunoscut, a devenit un oraș super turistic și aici aș da un exemplu orașul Barcelona. E un exemplu care de conversie după Olimpiada din 1992 a unui oraș despre care se știa doar despre echipa de fotbal Fece Barcelona și cam atât într-un într oraș super turistic, super căutat, un centru turistic de renume mondial. O aduc un pic la nivelul făgărașului. Făgărașul are un potențial turistic ca oraș. În schimb, îi lipsește, hai să spunem, îi lipsește deocamdată, deși am, au ajuns cumva la mine, hai să spunem așa, niște rumori că începe și infrastructura turistică să se dezvolte. Infrastructura, mă refer. Spații de cazare, restaurante și lucruri conexe. Se dezvoltă, vor veni probabil lanțuri internaționale de hoteluri cu franciză sau direct, nu știu exact, dar asta pot să vă spun. În schimb, pentru Făgăraș, transformarea lui într-un oraș super turistic, adică într-o stațiune, hai să spunem așa, turistică, este imposibilă. Așa cum foarte bine ați notat, orașul e viu, trăiește, oamenii sunt locuiesc în oraș, nu sunt suburbii unde să plece din oraș și să nu știu, să și închireze apartamentele pentru turiști. Avantajul Turistica al Făgărașului deocamdată este legat de cei doi poli turistice ai României, adică mă refer aici, Brașov, Sibiu și rutele care se creează între cele doi, două rutele turistice care se creează, includ și Făgărașul. E, eu aș lega foarte tare, deși este în momentul de față, aș lega foarte tare orașul Făgăraș ca destinație de turism cu zona Brașovului, cu circuitele din zona Brașovului și totodată cu circuitele din zona Sibiului, pentru că, vrem nu vrem, Făgărașul este la jumătatea distanței și, credeți-mă, că inclusiv cultural este la fel. Deci este partea de vest, a, extrem vest al județului Brașov este mai apropiată de zona Sibiului, iar de la Făgăraș spre Brașov sunt mai apropiați de, cultural mă refer, de zona Brașovului. Ce aș mai vrea să, unde aș vrea să mai punctez un lucru și o chestie de viziune, în momentul de față, după cum știți, autostrada de la Sibiu la Făgăraș, toate segmentele de autostradă sunt semnate, atribuite unui constructor, și cu siguranță în următorii 3-5 ani de aici încolo se va circula parțial sau total pe autostradă. Asta va face ca făgărașul, ca oraș, ca municipiu să fie la o distanță în, în minute de maxim 30 până la Sibiu. Iar această deschidere către Sibiu ar putea însemna pentru un locuitor din Sibiu care e sătul de acel val de turiști care invadează poate în weekend Sibiu să se regrupeze poate la Făgăraș. Nu, nu mai au un calcul că imobilele sunt mult mai ieftine decât în Sibiu și lucrul acesta s-ar putea, dintr-o nu știu, mișcare de weekend, s-ar putea să, fie, să se transforme într-un dormitor al orașelor mari din jurul lui, adică Sibiu, autostrada la Sibiu-Făgăraș, de la Făgăraș la Brașov va urma în curând traseu de autostradă și la fel se reduce timpul de parcurs între Brașov și Sibiu la 30 de minute. Deci văd dincolo de de potențialul turistic, potențialul relocării unor oameni în în orașe mai mici. Se observă lucrul acesta chiar și în orașele foarte mari. Dacă asta am învățat să-i spunem așa cât am trăit în București, am observat această migrație de zi noapte din centru Bucureștiului către periferie și dimineața, dimineața către periferie către centru și viceversa. La fel se poate întâmpla între comunități de, de genul acesta. În schimb, acum vin și cu explicația cealaltă, omul care e dispus să facă mișcarea aceasta între Sibiu și Făgăraș, între Brașov și Făgăraș, el trebuie să simtă că acea localitate unde se duce este diferită din, cu niște aspecte. Adică caut un loc cu mai multe spații, cu verdeață, unde să am, nu știu, internet pe stradă, dau niște exemple sau niște facilități pentru copiii mei, bazin de not, școală, grădiniță de o calitate bună, sunt dispuși să se mute. În momentul de față, dacă fac această analiză văzută prin uh, ceea ce v-am povestit, dacă ar veni cineva din Brașov sau Sibiu în Făgăraș, nu poate observa decât șantiere în lucru, spații verzi care au dispărut, locuri de parcare lipsă și multe lucrări începute, inclusiv bazin de not, inclusiv uh, uh, săl de sport, începute și nefinalizate. Deci, deocamdată, din perspectiva a doua de care am discutat, a omului care s-ar reloca în Făgăraș, nu găsește facilitățile necesare unei trai, să-i spunem, decent și mai ieftin decât în orașele mari. Dar aceste lucrări pot fi privite ca o promisiune pentru viitor, pe care viitorul sau actualul nu să știe niciodată primar să le ducă la bun sfârșit, într-un Timp rezonabil, ca să zic așa. De acord cu dumneavoastră, lucrările eu le consider că nu sunt ale unui primar nu, sau unei administrații, sunt ale comunității. În momentul în care folosești resursele comunității și ideile pe care le transpui în lucrări publice și așa mai departe, nu se întâlnesc cu niște. Intuiții pe care tu le ai, în momentul acela este un fiasco. Avem o grămadă de exemple în țara asta unde s-au făcut parcuri de copii în marginea satelor, unde sunt uh, sate depopulate. Deci s-a făcut proiectul, s-a implementat cu succes, dar rezultatul, utilizarea, operaționalizarea acelui proiect este... Zero. sau da. spre zero. Acolo ne mai gândim și la banii care s-au folosit și cum s-au folosit, dar e alt subiect Asta uh -huh. o să-l abordăm uh, cu siguranță pe viitor. Uh, este 9 iunie, ați câștigat uh, fotoliul, mult râvnit de primar, sunteți în birou, hai să nu zicem 9 iunie, că 9 iunie e ziua respectivă. 10-11 iunie intrați în biroul de primar și trebuie din start să luați niște măsuri urgente, unele operaționale ca să funcționeze primăria în continuare, altele de începutul unui proiect de suflet, unui proiect major pe care vi-l doriți. Care ar fi acesta? Pot să încep direct, și răspunsul vi-l dau așa. În proiectul Smart am început cu sănătate. Încep cu sănătatea orașului și primul lucru care o să-l fac este curățenia orașului. Salubritate, curățenie stradală și tot ce ține de acest lucru. Asta e primul lucru care o să-l fac. Mai avem puțin din parcursul nostru. Am vorbit de oraș, n-am vorbit de omul uh, Cristian Urs. Cine sunteți, de fapt, și cine vă așteaptă acasă? Ce, care, cum să spun, cum arată finalul dumneavoastră de zi? Că ziua munciți, dar seara când ajungeți, unde ajungeți, ce faceți? Da, acasă e locul unde, de unde îmi extrag energia vitală pentru următoare zi de acasă mă așteaptă o soție care e de meserie medic, mă așteaptă doi copii, o fetiță de 11 ani și un băiețel de 8 ani, care sunt școlari în, în școală primară de stat. Activitățile mele recurente de casă sunt ca orice om. Gospodăria casei, cumpărături, curățenie, ajutor, cu, împreună cu soția și copiii care sunt și ei angrenați în aceste activități. Iar în weekend, timpul care ne mai rămâne, suntem oameni care călătorim. Călătorim foarte mult în țară, în România, tocmai în ideea în care vreau să le dezvolt copiilor apartenența sau cum se spune, să le, da, să le cultiv apartenența cu acest loc numit România, pentru că nu vreau să folosesc cuvinte mari spuse de oameni dinaintea noastră, dar în general omul care nu-și cunoaște patria, nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu are părinți. Și întotdeauna întotdeauna va căuta să-și valideze cu alții diverse, cu alte diverse culturi nu știu, naționalități diferite, să-și valideze că el e mai bun decât ceilalți, ceea ce se întâmplă acum. Dar în momentul în care îți descoperi cu adevărat rădăcina ta românească, așa cum e ea și ne tot blamăm, noi avem, avem stilul ăsta de a ne automutila, că spuneam, domne, noi românii suntem, da, ăștia suntem. Suntem un popor mic care am ne-am descurcat și nu folosesc ghilimele de rigoare, ne-am descurcat în niște condiții vitrege știm, est, sud și așa mai departe, nu intru în detalii dar ne-am descurcat noi n-am dispărut ca identitate națională și lucrurile acestea le transfer în interiorul familiei și zic că până acum cu succes aș mai... Vă rog. Aș mai face o, o mică completare. Dacă am vorbit despre identitatea națională, la fel și Făgărașul are o identitate a lui și care în ultimii 30 de ani este cumva încă, în, încă ne, neidentificată. El, după cum știm, a fost un oraș industrial și după ce s-a închis marea industrie din Făgăraș, a rămas efectiv fără un, fără un factor determinant, așa să-i spunem, oraș cum ați întrebat, oraș turistic, oraș dormitor, ceea ce v-am povestit mai devreme sau revenire la faza lui inițial oraș industrial între astea se, se jonglează în momentul de față eu cred că identitatea lui se va regăsi în primele două și poate și în sport, că ce am văzut că sunteți, ați fost un sportiv aproape de performanță, chiar ați făcut performanță da, la da. CS Brașov, nu? Da. Continuând, cu, continuând drumul început la Nitramonia, în fotbal da. și la echipa de handbal. Păi, să iau așa cu parcursul, cu începutul, în școala generală. Scurt. Pe, scurt. pe scurt. În școala generală am cochetat cu hambalul era în portar. Probabil Făgăraș, că era mai înalt. Făgărașul are, mie îmi place să o tot spun, asta are o echipă bună în momentul ăsta și cu promisiunea de a chiar intra în A. Nu știu dacă anul ăsta, în A, în Liga Zimbrilor, că nu se mai cheama aș, aș, A. Este. Aș duce un pic mai în spate istoria handbalului Făgărășan când a avut componenți de lot național unde au câștigat campionate mondiale. Deci ăla de, a fost nivelul știm. anilor 60 în care și 70. Și 70. Eu sunt contemporan cu anii 60-70, așa că știu bine okay. istoria. Asta. E, în, în ultima perioadă, să zic, în ultimii 10-15 ani, am mai avut o performanță de liga națională, însă nu a mai performat atât de bine ca în perioada respectivă. Au mai revenit la jucătorul de hambal, Cristian Gheorghe Urs. În școala generală am cochetat cu handbalul, pentru că în făgăraș handbalul a fost vârf de. Lance dintotdeauna, după care am schimbat. Mi-a plăcut mai, am, fost, am simțit că sunt m atras de fotbal. N am fost la echipele de juniori, am avut un antrenor la echipa de juniori republicani, acum cum se numeau în anii aceia, început în 2000. L-aș numi chiar și aici în direct, o persoană pe care o respect și îmi place să discut cu el din, de fiecare dată când mă întâlnesc. E vorba de marele fotbalist al Timișoarei, Vasile Nucă cetățean de onoare al Timișoarei, cetățean al municipiului Făgăraș. El mi-a dat o șansă pentru a merge la echipa mare a Nitramonii din, la început de anii 2000 și tot cu el am la momentul respectiv, m-am consultat, zic, domnule, aș vrea ceva mai mult. Mă, băiete, du-te la Brașov, vezi dacă poți, dacă nu, nu e nicio supărare, te întorci și îți vezi de drum. Și nu v-ați mai întors, v-ați dus la facultate. M-am dus ce? la facultate. Uh, încă două lucruri foarte uh, rapid. Unul trebuie să vă întreb, fiindcă mai ales că sunteți uh, din mijlocul celor care tot timpul au, au spus nu, primarul Cristian Urs va avea un Consiliu Local, care nu-i neapărat să fie de partea lui. Cum va împăca, cum îi va împăca pe ceilalți cu el însuși ca să-și treacă și să-și promoveze proiectele? Vedeți, într-un arc din ăsta al Consiliului Local... Sunt, e reprezentativitatea, să-i spunem, a orașului prin partidele care își să zic, promovează oameni pe pozițiile acestea. Fiecare om, după cum știm, are personalitatea lui, modul lui de a discuta, de a comunica. În general, felul meu de a fi în echipele cu care am lucrat și cu care zic eu că de-a lungul timpului am obținut niște rezultate uh, bune uh, a fost discuția individuală cu, cu, fiecare, cu fiecare. Pentru că, în felul acesta, începi să construiești încrederea cu uh, celălalt, uh, cealaltă persoană, iar din momentul în care ai reușit să construiești acea încredere că ceea ce se întâmplă acolo nu înseamnă bă, o belea pentru el sau ce știu o, 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 un lucru care să, de care să ne fie rușine după ce încheiem mandatul din momentul acela lucrurile sunt foarte transparente și foarte clare după aceea dacă ne raportăm la grupul consiliului Local în momentul respectiv evident, dacă există comunicare cu fiecare uh, grup, hai să spunem așa, al partidelor politice, uh, deschisă. Doamne, uite, ăsta e situația, asta se poate face, asta nu se poate face și dacă prin uh, arta compromisului, pe care în politică trebuie să o folosești în anumite situații, se pot depăși momente critice, o facem. Deci Asta e modul meu de a acționa. Nu v-am spus, eu nu sunt și nu voi acționa ca omul care sunt acolo și oamenii să mă slujească. Invers va fi modalitatea. Bun. În final, un minut, mesajul domnului Cristian Gheorghe Urs pentru alegătorii făgărășeni. Dragi făgărășeni, mă cunoașteți de unii dintre dumneavoastră de foarte mult timp. Alții uh, mă cunoașteți de mai puțin timp sau a, alții dintre dumneavoastră mă ați cunoscut în această campanie electorală. Vin în fața dumneavoastră cu uh, proiectul pe care l-am uh, promovat și îl voi promova și îl veți descoperi în această campanie electorală. Este un proiect sincer, care o să atingă toate, toate palierele de dezvoltare și de echilibrare a comunității făgărășene. Și totodată vă promit că mă voi implica în dezvoltarea, să zic așa, sportivo-culturală a făgărașului, pentru că în momentul de față este adusă doar la nivel de existență. Așa că vă aștept în număr cât de mare să veniți în data de 9 iunie 2024 și să alegeți PNL la Consiliul Local, Cristian Urs la Primăria Făgăraș, PNL la Consiliul Județean și Adrian Veștea la Consiliul Județean. Președinte Vă mulțumim și ne revedem în campanie. Mulțumesc și eu de invitație.